Potrivit polițiștilor, capii rețelei de trafic de droguri de risc erau una dintre femei împreună cu soțul, ambii din municipiul Lupeni. Se pare că la sfârșitul anului trecut, cei doi soți au adus în țară mai multe cantități de hașiș pe care le-au comercializat în Lupeni și Petroșani. Ofițerii SCC Hunedoara au depistat în flagrant pe raza municipiului Petroșani două persoane de sex feminin de 25 și 38 de ani, în timp ce comercializau aproximativ jumătate de kilogram de hașiș. În urma probatorului administrat, procurorul de cauză din cadrul DICOT, Biroul Teritorial Hunedoara, a dispus reținerea pentru 24 de ore a persoanei de sex feminin de 38 de ani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să se facă propunere de arestare pentru această persoană și pentru soțul acesteia aflat în prezent în străinătate, acuzațiile fiind de trafic de droguri de risc și introducere în țară de droguri de risc. În cursul lunii ianuarie 2012, cei doi soți au plecat în Italia pentru a efectua un nou transport de hașiș destinat consumatorilor din Valea Jiului. Astfel, femeia s-a întors în țară duminică cu jumătate de kilogram de hașiș pe care intenționa să-l vândă și să se întoarcă rapid în Italia, unde o aștepta soțul. Acum, cei doi sunt acuzați de trafic și introducerea în țară de droguri de risc.